Bună ziua la toată lumea, bună ziua prieteni, fraților, azi plecăm la Severin, l-am încărcat de cărămida. Ia să vedem ce are cu Tunița pe aici, mamă, dezastru, ce pe... Ce faci cu Tunița? Uite, mă, pregăte să ne ducem să încărcăm cărămida. Păi, hai să merg, să-mi ții... Capacul ăla. Ce capac? Avem ăla pentru caserola, dar nu știu unde l-am pus. Nu am plecat cu el în mână. Păi și unde l-ai pus? Am pus o țelă fasole în caserolă. Ah, da, bravo, că ai zis să-i duci lui Adina fasole. E bun, e bun, bine te-ai gândit, că tot mergem acolo să-i ducem și lui profesorul. Dar nu e aici capa cu fată, nu știu. Deci trebuie să tai ăla. Deci tot din mașină. Lasă că să le facem după aia când venim. Cum e spălățul la capacul ăsta? Dă o asta să o tai, să băgăm motorina în dubă. Trebuie să tai o sticlă. Până e, nu am? Vezi, mă, când ai nevoie de bidoane, nu mai sunt bidoane. Eu am cuțit, cred că am în dubă bidoane. Ai vis să-mi ții după aia alea, după ce pui fasolea? Să vii să-mi ții ăsta, cum îi zice, bidonul ăla. Vrei să nu uiți iarăși actele, ăsta, permisul și alea, în mașina la antre. Să ne amintiți și voi să nu uităm actele în mașină. I-am pus 10 litri. Bă, aici nu e nicio sticlă, bă, uite că... Ce bună ești băgată și tempe. Da, să spun că ăsta cu tuna, că nu mai... Vai, de la ce faci acum? Prieteni, ni s-o spart dubă, gata. Am rămas fără dubă. Dar uite cât curge benzina din ea, s-a spart rezervorul, gata. Ce să spart, fata? Eu dau drumul aici la fel. Tu dai drumul, păi de ce nu spui așa, mă, și eu spus ei la oameni că s-a spart rezervorul? Facă elicire. Se închid ușa că trece mașa. Nu, e ghinion, ca să nu ne ducem să luăm cărămida, nu mai pornește. O fi asta, mă, bateria de vină. Vedem ce acum. Bă, asta e motorină? Ha? Se pare că miroase benzină. Nu, motorină nu e miroase. Da, cum e băgată la... Păi ai zis motorină. Vezi dacă pui pe altul să-ți bagă acolo la pompă. Doamne, pățăși cacătă, în loc de benzină, de motorină, am băgat benzină. Să știi că nu să pățăși cacătă. Să nu-i rup antrenatorul, ce faci acolo? Ce antrenator, unde e antrenatorul, cum să-i rup antrenatorul? Unde e antrenatorul și unde lucrez eu aici? De unde umblu, de fapt? Lasă că știu, e filtrul ăla. Da. Nu puteam să-i zic și am zis antrenator și trebuia să-i zic filtru. Marș, Rider. Rider, du-te în curte.
Doamne, nu putem să mai ne ducem să încărcăm. Nu mai, gata, bateria e. Bravo. Ia să văd. Apă, nu pot să bag mâna aici eu la masă. Ia. Ia de-i. Aha. Aici e, da. Ia de-i. Acolo era prieten. Eu am știut care era defectul și el n-a știut. Asta de da. Paleserie, s-a întrebat de ea. Da, am tras de ea. Gata. Vreau să-ți schimbăm cu tine. Bă, cătă, tu nu prea te pricepi, nu ești dubar ca mine. Asta e, cum să fie șofer, mai vechi, n-am ce să zic. Vezi, mi-am dat du-te ia sticla m-am. Și cu alea. Ce la? Și cu... ce? Sticla și ghi de porți, atât. Sticla să-mi ia părecșul. Vezi dacă nu sunt dubar și cutunița e dubar. Hai să verificăm ușile. Asta e bine. Lateralul. Asta e bun și ăsta. Auzi cu dubar. Gata zgomotul. Lași-le siguranțe. Trebuie să schimb masa aia de caloserie. Hai, ne vedem la Gabriel, prieten. Da, porni, văzui. Mă, dar nervos mai ești. Venirăm, prieten, am ajuns aici, la cărămidă, că să mai luăm ce mai e aici, dar... Văd că e cam urâtă, rău asta. Caută și el acolo ce mai este mai întreagă. Mă, uite ce avem în dubă, dezastru. Ați ai în față alea? Da. Ha? Ce faci, nașule, acolo? Încarcă blocul. Ha? Trebuie să prindă semnal. Aici am semnal. Păi, cred că încarc și eu pe al meu de aici, dacă zici că ai un blocul. Da, dar e wifi bun. Vrea Cătălin să ia doi băieți de ăștia și i-au cerut 2 milioane să vină să-l ajut. Bă, lăsă-i că nu iartă-mă cu 2 milioane. Dar nu îți iau eu ca meserie 2 milioane pe zi. Și ia ei, da. Și ca asta la urmă 2 milioane. Ca să niște cărămidă la 2 metri. O știu eu încă e muncă de nu mai vrea să vină acasă acum. A, uite, el scoate ce sunt mai întregi pe acolo. Că, na. Că nici noi nu putem să luăm numai ăștia ce sunt. Ce-s mai rele, le lăsăm aici. Poate mai face și doamna Adina vreun cuptoraș ea pe aici. Ce face? Face și ea vreun cuptor. Ce mai rămâne. Ei trebuie umplutură. A, da, vrea să nivelează pe ei, să facă frumos. Nu mai îmi dă bine ăștia. Păi eu termin, gata, ce mai, nu mai îmi trebuie multă cărămidă. Cine e? O verde lu' Marsu. O? O verde lu'. Ah. Dar că vine nașule, Doamne ajută! Bagă-te forță! Nașul e în forță pe YouTube. Da, prieteni, eu și astăzi am să nu uitați de Nașu, să vă abonați la el, la canalul lui, că o să vedeți numai lucruri frumoase, cum lucrează,
cum face pe pere stupii ăia frumoși. Păi știe, știe prietenii că eu nu pot să le zic cum le... Și că le zic stupii. Murise lumea, că vă zic că te bebe aici, că carcă. Ce-a zis sără? Oh, muriseră de el. Acum unul nu mai vorbește de el. Da, zicea săracul bebe. Ne-a lăsat lucrarea neterminată. Săracul bebe. Oh, grasă, nu pune mâna cu el. Ce? De inel? Da. Săracul bebe, ziceau. Da, are o femeie. Da, este o femeie care aduce la noi acolo. Ha? Două 800, da? Menui că ne cunoaște, mi l-a lăsat la 2700. Dar așa el dă cu 2800. Acum o să zică lumea săracul bucătar, cum scotea la cărămijoară. Lasă muncească grasul, nenorocit. Mânașule, ce ne facem cu ele? Că am supărat. Cine? O, bucătarul. E nervos, se înceartă cu mine. După ce că eu sunt răcită, abia am băgat sosetele de iarnă în picioare. Tu nu vezi ce mi-am... Uite, prieten, dacă nu credeți. Ce mi-am băgat eu făcute de la o doamnă care mi le-a trimis, făcute din ață de asta, cum îi zice, cu igrița, cu ce le-a făcut. Și ne-am băgat în picioare, nici nu veni iarna bine și eu mă echipai bine. Cred că sunt răcită, de mi-e frig, așa în continuare. Agătiță, dar la spira asta, bă, ea-i vădea contrafixele. Sunt, dar nu mă simt că... Vădea zi. Nu mă împinge. Cine, mă, eu? Mă, ce ai, mă, cu mine? Mă, bucătare, de ce mă faci grasă? Auzi, alți romii nu fac nevestele lor grase, care sunt cu trei burți. Și am văzut că am mai pus câte o burtă și pe coaste acum, am văzut că are. Lasă că pui și tu. Doamne ferește! Nu, nu. Uite, intru la muncă acum cu tine și să vezi că slăbesc. Și nășica vine mai târziu pe la noi, nașule. Da, da. A. Vă pune lapte la capea. Aha, da, cu lapte. Aha, da, cu lapte eu. Mm-hmm. Pune-ne tu, dacă ai la plicuri, adu-ne tu câte un plic, două. Da, finu. Da, cu lapte. Aha, cu lapte. Cu hapte, hapte. Lapte de care? De capră. De capră, auzi. De buznie. De la sursă? De buznie. Oh, săracul Cătălin. Haideți, prieteni, să zicem și de el, săracul Cătălin, cum muncești. Da. Unde umble așa nervoasă? Unde fugi? Uite cum fuge. Ce e fată? Ți-ai schimbat fața. Bă, lasă-mă că sunt grăbită. De ce? Să fac și eu aici ce trebuie, mâncare și tu cer din la mine toate să-ți le dai eu în mână. Aici. Vă te-ți arăt de puiul de rămâi tu cu degetul în gură. Bine. A? Nu ți-am zis ce poate să facă omul. De ce miroase arz, mă? Ce miroase are? Și ăla trepiedul?
Bă, ce e asta? Nu știu, ce-o aruncat e pe aici, apară. Eu mă pregătesc, intru live. Pe alte rețele. Nu vreau să intru live. Lasă-mă aici, îmi dau niște pungri, atingi de tu știu. Vezi minune, după o gru și după aia. Pun cartofi așa, cu pui la cuptor, a? Da, da. Mergi niște ce-i prea, dacă nu zic. Uite cum stă puiul, cred că n-a. Pe ce-ți veni să faci pui? Că zic că o zi nașul că trece pe la noi cu nașul. Așa, da. Și să pun la cuptor să fac așa încet, pune vini și eu să mai fac și o curat prin casă. Așa, da, dacă vine nașul. Îl așteptăm cu drag atunci. Mă fac și eu curat, mă spun pe aici. Mamă, câtă praf era pe noi, Doamne. Pornești să faci până așa. Să ne visă lucrurile pe mine. E praful până în cap tot. Bă, Leuțule, auzi acul de la ăla ce scot chestia aia din telefon. De la telefoanele astea, trebuie acul. Nu e, băi. Da. O să umplu și el, că l-a descărcat el. Am făcut curat prin dubă cu el. Tot praful ăla era pe noi. Deci cam atât, prieteni, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit, vă dorim multă sănătate, Doamne ajută la toată lumea, așa la revedere, prieteni. Și numai bine, prieteni, revenim, prieteni, când ajunge nașul și vom pune puiul în față la nașul, să vedem ce va face nașul, ce planuri are cu puiul. Da, să facem și o salată de roșii cu castraveți. Auzi, la telefonul ăsta, ăsta tale, trebuie de alea, zi, un lac ca să scot cartela. Da, îți dau. Hai? Hai să-mi pun și mie într-alant. Acum. Al cui telefon? Din care carte? În ăla, 11-le. Hai. Hai, vă lăsăm, prieteni, Doamne ajută la toată lumea, la revedere și numai bine.